Minola Platon, născută la Vatra Dornei, dar stabilită cu familia la Câmpul Lung Moldovenesc, județul Suceava, a devenit comandant de avion reprezentând o raritate într-un domeniu predominant masculin. Doar 5,26% dintre piloții de avioane de linie la nivel mondial sunt femei, iar Minola face parte din această elită. Deși nu avea o legătură prealabilă cu aviația, a ales să devină stewardesă și ulterior pilot de linie, îndeplinindu-și visul de la 20 de ani. N-am venit în contact cu aviația absolut deloc până n-am terminat facultatea. Nici nu mi-a dat prin minte și nu am pe nimeni în familie legat de aviație. Am făcut studii economice la București. Din anul 2 am început și facultatea de drept în paralel. Doar că nu m-am regăsit. Și e foarte ciudat pentru că în momentul în care eram micuță nu știam ce vreau să devin. Adică mă întreba lumea ce vrei să te faci când o să fii mare. Habar n-aveam, vă zic sincer. Și le spuneam, domnule, nu știu, pentru că n-am încercat nimic și cum aș putea să știu ce-mi place? Și la ce mă pricep? Da, tot timpul tot n-am încercat. Mama era medic, dar nu m-a prins neapărat, tata informatician. Așa. Nu m-am simțit atras. Și așa am ajuns la studii economice. Am zis, hai din anul 2 să mai fac ceva. Am început și dreptul la fără frecvență. Mi-am luat licența studii economice, după care am schimbat vreo 3-4 joburi fără legătură cu aviația. Deci fără absolut nicio legătură. Am vândut și termopane. Adică am făcut multe. Am încercat. Știți cum e? Când termin facultatea, încerci în diverse domenii. Și o colegă de facultate îmi spune într-o zi, hai, nu vrei să vii cu mine la un interviu de stewardese, uite, e la compania noastră națională și e frumos, poți să mergi, să vezi toată lumea. Și zic, de ce nu? Și uitați, așa m-am angajat și am ajuns stewardesă. Și dacă puteți să credeți, nu zburasem niciodată până atunci. Era prima experiență. Deci a fost prima dată când m-am suit în avion, da. Și unde ai zburat prima dată? La un Bristol, dimineață, cu un Boeing. După primul zbor ca stewardesă în 2009, Minola și-a dat seama că vrea să devină pilot. A urmat Academia de Aviație și a fost singura femeie din promoția ei. În 2014 a efectuat prima ei cursă ca pilot de linie, iar de atunci a acumulat aproximativ 6.000 de ore de zbor. În ciuda provocărilor financiare și personale, și-a urmat pasiunea și a reușit să obțină titlul de comandant. Așa cum am aduc aminte, cum stăteam eu așa în spate. Am primit locul de, era mai mic puțin, stewardesă începătoare. Da. Stăteam în spatele avionului. Și mă gândeam, băi, mă uitam la pilot, ce frumos e, ce mi-aș dori eu să conduc avionul ăsta. Nu se poate, nu mă las, eu trebuie să ajung să conduc avionul. Și așa a început. Mai greu puțin pentru că la momentul în care am început eu școala de aviație, nu existau burse. Ori e destul de costisitoare, mai ales că zburăm pe avionașe mici, consumăm benzină. Bine, și trebuie să acoperim toate costurile. Da, și trebuie să acoperim toate costurile. Ținut de servici. Și știți ce am făcut? Am rugat să-mi dea curse de noapte. Am lucrat noaptea. Deci ai și dimineața mergeam la școală. Da, dimineața mergeai la școală și noaptea la servici. Și a fost greu. Și cât a durat toată? 2 ani și un pic. 2 ani, wow. Și ceva. 2 ani și ceva, tot din cauza asta. Eu de Paști lucram, de Crăciun lucram, de Revelion lucram ca să pot să am liber pentru examene, pentru școală. Plus, gândiți-vă, vii de la un Tel Aviv de noapte, aterizezi la 4 dimineață și la 9 trebuie să fii la școală. Adică a fost ceva muncă. Nu știu dacă aș mai reuși încă o dată, dar a meritat. Minola a împărtășit că a simțit o satisfacție extraordinară după fiecare zbor reușit. Deși a întâlnit reticență inițial din partea pasagerilor față de o femeie pilot, după zborurile de succes a primit adesea felicitări și încurajări. A remarcat că examenele și provocările în cariera de pilot sunt la fel pentru toți, indiferent de gen. Comandantul Minola Platon și-a exprimat dragostea pentru munca sa și a mărturisit că, deși cariera de pilot implică sacrificii, precum un program strict, este esențial să-ți urmezi visurile. Am vreo 6.000 de ore? Da. Vreo 4.000 de aterizări făcute de mine. Da. Cum reacționează lumea când află că pilotul este o femeie? Se miră, de obicei. Sunt puțin mai reticenți la început, dar să știți că la finalul cursului primesc multe felicitări și se obișnuiesc cu ideea sau mă obișnuiesc cu ideea, iar eu sunt foarte încântată de faptul ăsta. La început, când am început eu să zbor în 2009, era mult mai mare impactul. Tot la finalul cursei, când totul mergea bine, lumea se liniștea, adică era bine. La finalul cursei? La finalul cursei, da. După ce coboram din avion, stați să da? Vedeți cum e când amândouă suntem fete în față. Suntem și așa. Bine, noi tot timpul schimbăm echipajele, adică mergem prin rotație, nu zburăm echipaj standard, doi oameni unul cu altul. Zburăm, ne rotim, zburăm curse diferite, practic toate destinațiile dintr-o anumită bază și toți comandanții zboară cu toți copiloții într-o anumită bază prin rotiere. Și normal că mai zbor și cu fete. Și aici e cel mai frumos când suntem două fete în față și vine
câte stewardese, știi, că a întrebat o doamnă, a întrebat o doamnă, dar sunt două fete în față, dar sunt chiar așa de tinere. Dar e bine, e frumos, mai ales că la final toată lumea e mulțumită, ajungem jos în siguranță și faptul că le pot conferi oamenilor senzația de securitate, pentru mine înseamnă foarte mult. Minola a povestit și despre experiența emoționantă de a pilota un avion în care se afla și mama ei. A zburat cu tine, da? Mama ta? Da, și bunica a zburat și cu mine. Bunica. Și bunica. Și eu sunt foarte mândră că am putut să-l iau cu mine în avion. Vai, deci încerc să-mi imaginez ce emoție a fost acolo. Bine, eu cred că mama s-a cam lăudat la toată lumea. Dar normal. E fata mea în față, Dar știa tot avionul, nu? Așa-și face și eu, cum să nu. Dar mi-e drag, adică mi-a fost drag că am putut să-l iau cu mine. Cu mândrie și determinare, Minola Platon a fost parte din echipaje 100% feminine, dovedind că talentul și profesionalismul nu cunosc limite de gen. Aceste momente au inspirat și încurajat nu doar colegele sale, ci pe toți cei care cred în egalitatea de șanse în orice domeniu. Ne bucurăm să auzim că lumea ne apreciază, mai ales că suntem echipaj de fete. În Iași? Eu sunt singura comanda momentan și sunt 3 fete first officer. Bine, e puțin mai dificilă meseria, din datorită orarului de zbor. Nu e imposibil, dar e puțin mai dificil, mai ales dacă ai copii și familie. Nu e imposibil, iarăși, dar trebuie să te înțeleagă, adică jumătatea trebuie să te înțeleagă. Și ar fi preferabil să nu fii din același domeniu. Următorul capitol al poveștii extraordinare a Minolei Platon vizează planurile de a deveni instructor de zbor. Suceveanca își propune să împărtășească experiența sa vastă și pasiunea pentru aviație cu generațiile viitoare de piloți. S-ar putea pensiona la 52 de ani, dar nu are nici cea mai mică intenție să facă asta. Am suficient timp liber deocamdată și îmi place ceea ce fac. Când mă voi simți obosită și nu o să mai pot, sigur pot să mă pensionez. Deci, programul ăsta nebun al vostru e unul din motivele pentru care piloții se pensionează mai devreme? Da, sau da, și da, sunt în categorie speciale de muncă, da. Până una alta, Minola Platon zboară cu inima plină de pasiune și curaj, fiind nu doar un comandant de avion, ci și o sursă de inspirație pentru toți cei care visează să atingă înălțimi noi în viață.